Nu faci la urmă cu una ca să te e necontenit, înrădăcinat în viața poporului, așa cum deseori spunea Părintele Dumitru Stăniloae. Tradiția plenară a credinței și a vieții creștine se învață în familie, la sat, acolo unde acesta încă mai există, la mănăstire, acolo unde frații trăiesc într-un mod comunitar mesajul lui Iisus Hristos. Provenind el însuși din satul românesc, vrednicul de pomenire patriarh Justinian a rămas totdeauna apropiat de pământul și de rădăcinile românești. Același teolog francez, vizitând România în anii 70, a văzut forța satului românesc ca fiind cea care dă viață ortodoxiei autentice, contrastând ispitor cu spiritualitatea franceză secularizată chiar și în acea vreme. Atunci, citez, România ne-a apărut sub un unghi foarte favorabil. Eram inconștienți și nu ne imaginam suferințele prin care trecea acest popor atât de captivant. Eram așadar sensibil la frumusețea peisajelor și a orașelor, la viața tradițională a satelor, la amabilitatea locuitorilor și, pe drept cuvânt, la pitorescul vieții cotidiene. Vedeam multe căruțe cu roți mari trase de cai, de boi sau de divoi. Oamenii păreau săraci, însă nu era o sărăcie lucie. Era mai degrabă o simplitate a vieții, care părea în anumite privințe mai autentică decât cunoșteam noi în Franța. Iar în anul 1972, când l-am întâlnit pe patriarhul Justinian, a fost profund marcat de personalitatea acestuia. Vrednicul de pomenire patriarh Justinian ne-a făcut, spunea el atunci, o adâncă impresie. Era un bătrân frumos, un frumos țăran român cu multe noblețe și caracter pe chip. Era impresionant să-l vezi. L-am întâlnit cu prilejul sărbătorilor religioase, fiind și primis de el în București, în biroul său de la Patriarhie. Îmi amintesc de emoția mea când am putut să-i sărut mâna. Îmi amintesc de chipul său plin de o forță interioară. Vorbind despre spiritualitatea satului românesc în perioada regimului roșu, nu putem trece cu vederea faptul că și datorită apostolatului social aplicat cu multă râvnă de către patriarhul Justinian, tentativa regimului despotic de a descreștina țara, mutând oamenii de la sat în cartiere orășenești sau distrugând pur și simplu satele, a eșuat. Patriarhul, luând parte la sfințirea bisericii din Suiești pe care el însuși a ctitorit-o aici, fiind, citez, îndelung dorită de credincioșii întregului sat, își mărturisea în cuvântul prilejuit de acest eveniment dragostea lui față de locurile natale, dar și importanța acestora în dezvoltarea propriei personalități. A rânduit Bunul Dumnezeu prin aleșii clerului și ai poporului ca fiu al acestui sat, acela care și-a petrecut copilăria cu mulți dintre noi, timp de 22 de ani, acela care, ca mulți dintre cei de față, a păzit oile pe dealul din jur, acela care a cosit fânul, a săpat porumbul și a secerat grâul cu voi, acela care mai târziu a fost pregătit de părinți să devină preot în satul lui, acela care, urmând șirul preoților în neamul său, s-a făcut preot și a înghebat familie în mijlocul satului în care a crescut, să fie chemat a cârmui astăzi destinele Bisericii Ortodoxe Române. Am văzut în aceasta o chemare și o cinstire pentru mine, dar o cinstire și pentru satul meu. Participând la sfințirea bisericii din satul Plopeasa din județul Buzău, satul natal al mitropolitului Firmilian, în cuvântul adresat clerului și credincioșilor prezenți, mărturisea. Și totuși am stăluit să răspund la această invitație, pentru că mie, atât îmi e de drag poporul care trăiește în latura munților noștri, fiindcă satele așezate la poalele munților sunt satele care mi-aduc aminte că pe aceste locuri, în văile dealurilor și în umbra pădurilor și la adăpostul munților s-a plămădit neamul românesc și că plămădirea lui
s-a făcut împlămada credinței creștine ortodoxe. De aceea, toată moștenirea cea bună a credinței creștine ortodoxe, a obiceiurilor creștine din primele veacuri, se păstrează cu atâta sfințenie în satele de la coarele munților. Eu însumi sunt fiu al unui sat de pe dealurile care se termină spre câmpie. Așa cum părintele Firmilian este fiul satului acestuia care se găsește la coarele munților. Și eu, ca și el, am călcat pământul satului alături de țăranii din sat, eu însumi fiind fecior de țăran, și am lucrat până să ajung preot umăr la umăr cu ei, pe când în vii la pom, și m-am mândrit totdeauna cu satul meu, cu copiii lui, cu colegii mei, cu care am făcut împreună școala primară. Primesc și acum scrisori de la cei ce mai sunt în viață, cerându-mi unele sfaturi, unele îndrumări și le dau din toată inima. Momentul târnosirii bisericii din Plopeasa nu putea să nu ducă cu gândul la târnosirea bisericii sufletului său din satul natal, văzând deci că grija se îndreaptă și către satul său de naștere. M-am bucurat nespus de mult, pentru că și eu, cu 15 ani în urmă, m-am îndreptat spre satul meu de naștere și locul bisericii distruse de vrem, am titorit acolo o nouă biserică, iar părintele Firmilian m-a însoțit în satul meu natal la slujba care s-a făcut cu această sfințire, așa cum și eu l-am însoțit pe el acum. În cuvântul rostit de Patriarhul Justinian la evenimentele organizate cu prilejul la 450 de ani de la târnosirea Bisericii Mănăstirii Curtea de Argeș, acesta accentua iară și iară importanța spiritualității satului românesc pentru cultura și Biserica Națională. Au trecut de atunci multe generații, s-au întâmplat multe evenimente, au avut loc multe schimbări, fața țării și a lumii este alta, sunt alte vremuri. Noi înșine suntem alți oameni cu alte gânduri, cu alte griji, cu alte sporuri și bucurii. Și totuși, poporul român este unul și același. Ființa colectivă a neamului nostru nu moare cu trecerea unei generații, ba dimpotrivă. Cu fiecare generație ea crește, înaintează, creează și păstrează numele, locul și bunurile sale și continuă misiunea sa pe acest pământ. Omul muritor s-a stins, dar operele lui nemuritoare rămân ca un exemplu veșnic viu. Ființa neamului este prin ele veșnică. Ne găsim aici de față cu strămoșii în continuarea unei misiuni, în manifestarea sufletului și a vieții noastre românești. Ne regăsim pe firul destinului nostru istoric la oaltă cu vremnicii noștri înaintași de acum 450 de ani. Creștinismul și-a imprimat pe cețile sale dumnezeiești frământătura din care s-a închecat neamul românesc. Pentru deplinerea înțelegerea formațiunii noastre ca popor creștin, este locul să amintim că părinții noștri, Geto Daci, erau foarte religios. O spune acesta Strabo, istoricul contemporan al Mântuitorului care scrie, e un lucru de care nimeni nu se poate îndoi și care răsare din toată istoria geților. Râvna religioasă a fost de când de lumea caracterul precumpănitor al firii lor. Pe fondul acesta, de rară curăție sufletească al geților nemuritori, s-a putut lesne altui creștinismul autentic al primelor veacuri și neamul românesc care s-a născut în acest climat de aleasă spiritualitate, se socotește îndreptățit să spună despre sine că a apărut pe arena istoriei universale dintr-un început, ca un popor creștin. În apostolatul său social, ale cărei coordonate le-a adunat pentru noi cei de astăzi în 11 volume, Patriarhul Justinian și-a concentrat atenția și asupra îndrumărilor clerului de la cele mai mici amănunte, cum reiese și în cuvintele acestea care subliniază necesitatea îngrijirii păstorului de tradițiile străbune. De felul cum fiecare preot va ști să se achite de îndatoririle sale față de morții săi, de felul cum va ști să îngrijească cimitirul satului,
de felul cum face rugăciunile pentru pomenirea celor morți, de felul în care familia lui își arată credința în înviere, făcând pomenirea celor adormiți după datina străbune, de toate acestea depinde susținerea credinței în învierea morților, de felul cum preotul va rândui locul de veci al înaintașilor săi, de felul în care va ști să îngrijească mormintele preoților de dinaintea lui și nu le va lăsa în părăsire, de felul acesta depinde întărirea credinței în înviere în sufletele păstoriților noștri. Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de slujire a Bisericii a Prea Fericirii sale, Mitropolitul Firmilian al Oltenia vrea să afirme despre Patriarhul Iustinian logodirea lui într-un început cu smerita parohie din satul Păbeni, Vâlcea, este înfruntarea unei anumite semeții pentru care preodețarea înseamnă înfundare, sau cum am zice noi, semnul nicii apostolii. Cu știință sau fără știință, viitorul patriar este atornicește prin începutul său preoțesc economia Bisericii Românești, care din vechime a adus în scaunele ierarhice și în vârful conducerii vlaga neisprăvită a norocului și o drăsire din însuși trunchiul neprihănit de altoieri străine în duh și în trăire. Acestea sunt doar câteva coordonate ale spiritualității satului românesc, oglindite în cuvântările Patriarhului Iustinian Marina, care merită să fie, spunem noi, dezvoltate într-un studiu detaliat. În loc de concluzie, am putea să ascultăm din nou îndemnul Patriarhului, care nu a știut ce înseamnă odihna în întreaga lui viață. Iubiți consăteni, Biserica Eritată rămâne ca ea să fie încălzită de inimile voastre, rămâne ca ea să aibă viață, să trăiască prin dragostea voastră către Dumnezeu, pășind în ea, să vă cutremurați sufletele și vă mai îndemn, așa cum îngrijiți de gospodăriile voastre, de case și de ocoare, așa să vă îngrijiți de sufletele voastre, ca ele să fie adăpate cu binecuvântarea lui Dumnezeu și cu bucuria învierii lor într-o mântuire, lăsându-vă și întorcându-mă spre rosturile mele de fiecare zi, vă binecuvintez din toată inima și vă încredințez că rugăciunile mele nu voi uita satul meu, pe țăranii mei de aici, mai cu seamă că sub altarul acestei biserici mi-am îngropat părinții. Vă mulțumesc! După aceste reflexii bogate, care am avut parte, desigur că să ne mai îndulcim așa în sufletește, ascultând încă o dată corala preoților din Drăgășan, care voi interpreta piesa Miluiește-vă Dumnezeule, pusă pe note și armonizată în termenul care poveți auzi de Gheorghe Cucu.
Și atunci, în anul preasfințitul arhiepiscopal să nu fie, mă suna și îmi dădea marea veste că aici a fost înființată mănăstire. Da, domnule profesor, la vizitele de ziunealitate. Și de asemenea trebuie să mulțumesc fetelor mele de la Ligă, pentru că cinstim cum se cuvine hotărârea Sfântului Sinod de a fi astăzi și de a elogia satul românesc îmbrăcate în portul frumos al înaintașelor noastre. Cu cei de la Cercetaj ne-am primit comunal să urcăm la mănăstirea Sfântului Gheorghe, să aducem bucurie și slavă Bunului Dumnezeu și să mulțumim Patriarhului Sfântul Marina că ne-a chemat iarăși să-L salutăm. Nu pot să nu mulțumesc colegii mele de la Biblioteca Clădire, care îmi este alături de ani de zile și împreună mergem pe urmele marilor înaintași, Tatăl Romeu și Patriarhul Justinian Marina, alături de domnul primar Justin, am mers, bineînțeles, la Cluj, prin toată țara, să ducem veste, să aducem veste. Tema mea este foarte importantă, numai de aceea o să o trezim mâine seara la televiziunea Etalon, pentru că timpul regresează și cu siguranță multe s-au spus, frumoase s-au spus, frumos ați văzut Părinte Zara, a descris Părintele Bartolomeu Anania momentul când s-a sfințit din Biserica de la Sănești în 1951. Când, într-adevăr, și eu am simțit că dincolo de locurile sfinte, Părintele Patriarh aici ar fi dorit să fie cunoscut, pentru că de la Patriarhul Roșu până la Salvatorul Ortodoxiei Române, așa cum a fost descoperit în 2017, multe a pătimit. Multe a pătimit în viață și au trebuit să treacă 40 de ani ca să fie astfel cunoscut ca cel ce avea să fie părinte, apostol al neamului românesc. Cel ce s-a îngrijit, așa cum bine ați spus în cuvântul și în cuvintele dumneavoastră, de iubirea de aproapele său, de toți cei care l-au ajutat să devină întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Române. Nu pot să nu-i mulțumesc Părintele Dolariu, care încă de la început a mediatizat evenimentele noastre, și dumneavoastră tuturor care sunteți astăzi și fiecare în parte, pentru că împreună reușim să transmitem generațiilor care vor veni ce înainte așa am avut și așa cum spunea Apostolul Pavel, să ne aducem aminte de înaintașii noștri, pentru că este o poruncă dumnezeiască, dar și o datorie creștinească. Și să transmitem generațiilor ce vor veni că avem un sat frumos, că avem înaintași care au binecuvântat aceste meleaguri. Avem pe Părintele Patriarh Justinian aici în satul nostru, o spun cu atâta bucurie. Și dincolo, peste dar, cum spun adesea, la Părintele Bartolomeu, peste care îl vom evoca peste cel puțin două săptămâni, pe 18 martie sau 20, depinde cum a stabilit domnul primar, trebuie să fim cu adevărat binecuvântați, păi și care suntem de pe aceste meleaguri ale băicenii și mă bucur că sunt în sală primari din zona noastră, care ne-au fost părtași și la celelalte evenimente. Și, bineînțeles, că aduc veste, dacă Părintele Patriarh, pe unde treceam, ducea darul de la iconițe care erau de argint până la, să spuneau oamenii de la Orănești, la un simpozion, că niciodată nu venea în zonă și venea foarte des în Orănești, fără daruri pentru copii, de la cruciulițe până la căinuțe. La simpozion a venit un cetățean din sală și a spus, eu sunt martor la unele din vizitele Patriarhului Justinian Marina și plecam cu drag să aflăm unde este cazat, să-l salutăm, pentru că aveam darul de la preasfericirea sa. Da, noi am încercat de-a lungul timpului să-i păstrăm via amintirea și să-i pășim timid pe urme, înființând acțiuni de genul sau proiecte de genul iubirea de aproapele meu și mergem așa cum prea fericitul și-ar fi dorit în centrele de bătrâni și de copii să vorbim despre viața și activitatea sa, dar în același timp să dăruim. Să dăruim un zâmbet, să dăruim o clipă de bucurie și de ce nu? Poate și o bucată de pâine. Și da, am venit aici cu ultima noastră lucrare, în lacrima iubirii, inimile nu plâng niciodată,
pentru că am învățat de la Părintele Patriarh, dacă citești aproapele, nu poți decât să fii iubit de Dumnezeu și de semeni. Și o să vă doresc aici la bibliotecă și la, cei care sunteți în sală, nu tuturor, pentru că nu am trecut toate exemplarele, dar în același timp vreau să vă spun și las așa un pic pe domnul primar să fie nutris, gânditor. Dacă domnia sa nu era, când am gândit memoriu și când la 24 ianuarie 2012 mergeam și îl depuneam la Arhiepiscopia Râmnicului, poate astăzi nu avea mănăstire, dar poate că totuși n-ar avea Sfințitul Arhiepiscop Arsaliu, fiecare cel care conduce astăzi în sinele Arhiepiscopiei Vâlcii și care cunoaște mult mai multe despre activitatea Patriarhului, ar fi găsit o modalitate să facă cunoscută această zonă a Cernei, pentru că nu știu dacă dumneavoastră ați simțit vreodată acolo, lângă Biserica de Lemn, poate Duhul locului, dar Duhul Patriarhului eu l-am simțit de fiecare dată. Tema noastră, de asemenea, cuprinde câteva dintre cuvintele pe care, așa cum Sfânta Scriptură spunea, la început a fost Cuvântul și Dumnezeu era Cuvântul, sunt cuvinte frumoase pe care Părintele la Fericitul Patriarh Daniel le-a rostit în diferite momente de evocare a Patriarhului Justinian Marina la numeroasele simpozioane care s-au desfășurat pe întreg cuprinsul Patriarhiei Române, pe întreg teritoriul țării noastre, dar și dincolo de mutare, pentru că, credeți-mă, cred că nu a fost săptămână în care să nu auzim la radio, la televizor, să nu citim în presă, despre Patriarh Justinian Marina. Și așadar, Părintele Patriarh Daniel spunea la un moment dat, Justinian Marina a fost întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe Române aproape 3 decenii. 24 mai 1948, 26 martie 1977, în timpul celei mai aprige persecuții acesteia de către regimul politic ateist, instalat la putere în România după martie 1945. Cu mult curaj și echilibru, diplomație și tenacitate, a încercat să apere Biserica de lovitudine sistematice ale puterii politice, alegând calea unei târze rezistențe camuflate sub un discurs favorabil pentru liderii comuniști. S-a opus din răsputeri abuzurilor și ingerințelor partidului stat în viața bisericii și încercării acestuia de a transforma biserica într-o instituție neputincioasă, în același timp tolerantă și discreditantă, ca un rol nesemnificativ în societate. Cunoscând tragedia altor biserici ortodoxe care s-au împotrivit comunismului, Patriarhul Justinian Marina a depus mari eforturi pentru a asigura continuitatea instituției bisericii și a lucrării liturgice și pastorale, pentru ca aceasta din urmă să slujească permanent un popor creștin, dar oprimat de un regim atel. Sunt foarte multe discursurile pe care le-am găsit în studiul meu. Ele vor fi probabil publicate. V-am adus aici câteva dintre revistele la care noi colaborăm. Vitralii Culturale, Revista Bibliotecii Județene, Memoria Slovelor, Revista Incii Scritorilor din România, Via la Vâlcii, Casa Cărții, Revista Bibliotecii Județene, Glasul Iubirii, Părintele Scurtu, Glasul Iubirii, o revistă de la Curtea de Argeș, unde Părintele George Mitranie, împreună cu Părintele Marinescu, fac lucrări frumoase acolo și care se îngrijesc ca această revistă să reliefeze multe dintre valorile culturii românești. De asemenea, am dat acolo de la biblioteca, de la colega mea, Monica Cosac, este o sculptură în sare de la Ocrele Mari și iarăși am adus darul pentru biblioteca mănăstirii. Părinte, o să vi le dau cu drag, pentru că cu siguranță cel care s-a ostenit ca această biserică, această mănăstire să fie așa ca un fel de far al nostru, Lucian Smaranda, cu acestor locuri, va continua construcțiile și pentru că nimeni nu este întâmplător, Lucian nu este fin, și botezat de părinții mei, așa a mântuit Dumnezeu,
Și cu siguranță vom avea și o biserică, și cu siguranță o bibliotecă, și cu siguranță multe și altele vom mai afla despre Patriarhul Iustinian Marina. Vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc Părintele Zară că a făcut posibil ca astăzi noi să ne prezentăm așa cum se cuvine, la un simpozion, pentru că acest frumos aranjament am văzut la Cara Însemeș, la Cara Ștevelin, în 2017, când am participat la un simpozion dedicat Patriarhului Iustinian Marina și am avut atunci bucuria să văd un chip al Patriarhului Iustinian Marina și un chip al Patriarhului Milon Crista. Pentru că atunci când s-a pus problema înăstirii, Părintele Arhiepiscop Calinic spunea să aveți și voi aici ceea ce este în Ardeal, în memoria primului Patriarh al României. Cuvine se cu adevărat să vă mulțumesc încă o dată și să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne țină în fața sa și să fim sănătoși, să facem, Părinte Stareț, nimic nu este întâmplător. Vrednicia dumneavoastră se vede în numai câteva luni de când sunteți aici și vom rămâne aceleași ucenițe ale Domnului, făcând activități sociale prin toate centrele de bătrâni și de copii. Fie numele Domnului binecuvântat, fie numele Părintelui Patriarh în veci amintit. Doamne, Zenonia Zanfir, pentru prezentarea lucrărilor cu lucrurile pe care le face în sprijinul Arhiepiscopiei și a Bisericii în general, însă mulțumirile pe care le-a adus nu mi se cuvine inițiativa acestui simpozion, acestui colocviu, sunt în mâinile Părintele Stareț. Părintele Stareț a avut inițiativa de a organiza acest colocviu și nădăjduim să organizăm împreună și în luna martie, atunci când o să comemorăm trecerea în împărăția de peste veac a Patriarhului Iustinian Marina. Însă experiența pe care a dobândit-o Părintele Protosinghel, Părintele Stareț, în centru eparhial, ajutându-ne pe noi într-o parte la sectorul cultural, se vede și în organizarea simpozionului de față, pentru care nu putem decât să-i mulțumim. Și dacă tot am pus acum mâna pe microfon, trebuie să fac datoria de comoderator să-l prezint pe Părintele Stareț, dacă mai e nevoie. Părintele Stareț este cunoscut de mulți dintre noi pentru că este ucenicul, poate a fost unul dintre ucenicii cei mai apropiați ai Părintelui Arhimandrit Nemoil Ștefan, Starețul Mănăstirii Frăsinei. Și vedem așa din purtarea Părintelui Stareț, ceva din purtarea și chipul duhovnicesc al Părintelui Nemoil. Însă ceea ce trebuie să remarcăm în personalitatea Părintelui Stareț Antimo Tolga nu este doar acrivia duhovnicească pe care ne-o impune și nouă, ci mai mult decât toate, această acrivie duhovnicească este dublată de o pregătire intelectuală deosebită. De câte ori l-am chemat spre a ne susține activitatea la sectorul cultural, întotdeauna a răspuns afirmativ și nu doar ca răspuns afirmativ, și citindu-i studiile pe care le-a publicat, vom vedea că nu face acest lucru în chip formal. Dacă de multe ori la simpozioane noi suntem obișnuiți, sau la colocvii, la conferințe, suntem obișnuiți să cercetăm un anumit material bibliografic și să-l prezentăm aici în fața auditoriului, Părintele Antim niciodată nu a făcut lucrul acesta, ci a venit întotdeauna cu un plus de noutate. Întotdeauna a mers către izvoare. Și dacă citim lucrările publicate ale Părintelui, vom vedea că ele au 80% la bază izvorul, adică documentul. Părintele este un neobosit cercetător al arhivei vechi și de câte ori m-am potignit într-un cuvânt chirin, Părintele a fost aici și m-a salvat. Încercând să citim cele care le-a publicat Părintele până acum, vom vedea că
este preocupat întru toate de personalitatea Sfântului Calinic de la Cernica, a publicat câteva studii până acum despre Sfântul Calinic, aducând noutăți despre care nu prea știam până la studiile părintelui, și mai mult decât atât, acum la editura Praxis am în lucru un prim volum lucrat de părintele Antim din arhivele statului, din arhivele Episcopiei Vâlcea, dar și arhivele Sfântului Sinod și ale Bibliotecii Academiei Române, cu lucruri care nu au mai fost publicate până acum, din corespondența, din actele, din lucrările Sfântului Calinic de la Cernica, o lucrare pe care probabil că o să o avem în cel puțin 3 volume. Vorbind despre Părintele Stareț, lucrarea pe care o vedeți dumneavoastră că o face în această comună ca stareț al mănăstirii din satul Patriarhului, este o continuare a activității pentru care inițial în al Preasfințitul Părinte Varsanufie l-a chemat la centrul eparhial, căci înainte de a veni aici, Părintele a susținut mult activitatea duhovnicească din centrul eparhial. La Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea a fost un etalon de slujire și un etalon de viață duhovnicească. Iar lucrul acesta îl putem vedea și astăzi în Mănăstirea Suiești, mănăstire care a înflorit la propriu de când Părintele este aici. Iată că nu este doar un duhovnic exemplar, cum ne dorim toți, nu este doar un călcurar cu multă acrivie, ci este și un bun administrator. Și pentru toate acestea nu putem decât să-i mulțumim că ne susține activitatea și, vorbind despre activitatea Părintelui, nu putem să nu amintesc și mă simt obligat să amintesc de lucrarea pe care am făcut-o împreună cercetând izvoarele agiografice. Dacă nu era Părintele, nu știu dacă aș fi fost în stare să scot viața Sfinților nou, canonizați în eparhia noastră a Sfinților Misael și Daniel de la Turnu și Neofit și Melete de la Sfinișoara, despre care se știu foarte puține lucruri. Părintele a fost cel care a făcut munca mai grea, eu doar pe lângă Sfinția sa. Astăzi, așa cum ne-a obișnuit și până acum, Părintele ne va prezenta câteva lucruri noi, lucruri care nu au fost publicate despre familia Patriarhului Iustinian Marina, lucruri pe care le-a aflat din aceeași cercetare în arhiva pe care nu doar statul o plătuiește, ci și centrul de parhial. Părinte Stare, vă rog. Dar mă bucur cumva că mi-aș pregătit acest dedeluș ca să ajung direct la subiectul lucrării pe care vreau să o prezint și mă străduiesc să mă încadrez în 10 minute ca să fim, cum s-ar spune, punctual din toate punctele de vedere și să încheiem la unul fix și să mă mânc odată cu deșasul. 10 minute. Va găsa suficient timp părinte. Și anume că, desigur, aș vrut ca descoperirile pe care le-am efectuat în arhivele prefecturii județului Vâlcea să le pun într-un context mai favorabil și să ne dăm seama de mult mai multe din familia și activitatea Patriarhului Iustinian. Deja am reușit să parcurg arhivele, să spun, în primul rând, de la nașterea Patriarhului Iustinian din 1901 și am reușit să parcurg doar într-o săptămână, aș putea să spun, sute de dosare până în anul 1935, în care am aflat lucruri cu totul și cu totul noi. Desigur că atunci când am citit și am răsfoit aceste fire de arhive, de fiecare dată când am întors la mănăstire, a trebuit să urc de nenumărate ori dealul până la Biserica de Lemn, titoria Patriarhului Iustinian,
să recitesc de nenumărate ori placa comemorativă pe care a lăsat Paolo Patriarhul pentru părinții săi, dar și mai mult, să ia la rând toate crucile din cimitir și să descoper familia Patriarhului Justinian și rudeniile lui. A trebuit de fiecare dată când ajung acasă să reiau toate volumele care s-au publicat până acum, unele dintre ele recente și foarte ample, și să văd dacă într-adevăr descoperirile pe care le-am făcut sunt noi sau cineva a mai dat de ele. Pentru ziua de astăzi nu am pregătit decât câteva detalii semnificative și o să dau citire decât la două acte, am spune noi, de stare civilă, ca să ne dăm seama de familia Patriarhului Justinian, pentru faptul că în demersul acesta pe care aș vrea să-l continui și să adunăm cât mai multe date biografice despre Patriarhul Justinian, trebuia să mă duc de sigur și să aflu detalii despre părinții săi, despre bunicii săi, despre această familie din partea mamei Patriarhului Justinian, care a dat bisericii peste 300 de preoți și desigur că cu ajutorul lui Dumnezeu aș putea spune că am găsit firul acestor preoți și pe viitor vom încerca de fiecare dată să aducem noutăți despre familia Patriarhului Justinian. Și deci, pentru ziua de astăzi, m-am gândit să mergem la ziua și la anul nașterii Patriarhului Justinian și, mai departe, la părinții săi, atunci când le-am descoperit certificatul de căsătorie al părinților lui și de acolo aflăm detalii semnificative cu date importante și sigure despre părinții Patriarhului, despre vârsta lor, locurile unde s-au născut, părinții din care s-au născut, vârsta părinților, adică bunicii Patriarhului și așa mai departe. Așadar, primul lucru pe care aș vrea să îl citesc este un certificat de naștere, desigur, așa cum se păstra la vremea aceea, deci în anul 1901, în condițiile de stări civile care se găsesc, în condițiile în care m-am interesat la primăriile din jur, primăria Slănești și la primăria de la Lădești, să văd dacă mai conțin primăriile arhivă atâta de veche, însă ele au fost depuse la prefectura Vâlcea cu mult timp în urmă și a trebuit să ajung acolo și să răspuiesc toate condițiile de stări civilă, în condițiile în care aș putea să spun că nu sunt foarte aranjate, chiar deloc. Dar cu o sârghie, desigur, am găsit certificatul de naștere, așa cum era menționat pe vremea aceea, în aceste registre ale stărilor civile și cu siguranță că nu este nevoie să completez sau să mai caracterizez sau să mai explic textul acestui certificat de naștere, pentru că vă veți da singur seama câte detalii importante și semnificative are. În registrul stării civile pentru născuți, la numărul 16, se află certificatul de naștere al Patriarhului cu următorul text. Din anul 1901, luna februarie, ziua 24, ora 3 după amiază, act de nașterea lui Ioan, de sex bărbătesc, de religie ortodoxă, născut alalteri la 22 februarie curent, în comuna Cernegești, în casa părinților săi din Mahalaua Suiești, fiu domnului Marin Ilie Marina, în vârstă de an 25, și al soției Elena, în vârstă de an 17, de profesie agricultor și locuitor în comuna Cernegești. Aș întrerupe acum doar să punctăm faptul că, întrucât noi ne-am strâns aici să comemorăm ziua de naștere a Patriarhului, aflăm deci acum prima noutate că tatăl Patriarhului avea 25 de ani și mama sa avea 17 și după aceea vom continua și cu alte detalii despre părinții săi. În continuare, după declarația făcută de tatăl, care ne-a înfățișat pruncul,
Întâiul martor, Ilie Marina, în vârstă de ani 60, de profesie agricultor, cu locuința în comuna Cermegești. Al doilea martor, Nicolae N. Drăghici, în vârstă de ani 33, de profesie agricultor, locuitor în comuna Cermegești, care au subscris acest act după ce i s-au citit împreună cu noi și cu declarantele, constatat după lege de noi, Dumitru Ion Droașcă, ajutant de primar al comunei Cermegești și ofițer al stării civile. Cu adăugire că declarantele, adică aici aș face paranteză să menționez că erau prezente de fiecare dată și mama, și bunica, și alte rude din partea pruncului, să spunem, cu adăugire că declarantele, știind carte, a subscris, iar martorii, neștiind carte, s-au subscris de noi. Și semnează în certificatul de naștere aici Marin Ilie Marina, tatăl patriarhului, împreună cu declarantele și cu ceilalți martori care trebuiau să fie de față la întocmirea acestui certificat de naștere. Deci de la certificatul de naștere am găsit părinții patriarhului, vârsta care o avea atunci când s-a născut patriarhul, data sigură în care s-a născut, desigur, locul Suiești, satul Suiești în care s-a născut, care pe vremea aceea aparținea de comuna Cernegești, astăzi Lădești, dar după aceea, la 2 ani după, a trecut Mahalaua Suiești de comuna Stănești, după aceea a mai avut parte de încă o despărțire de comuna Stănești. Și mai departe, desigur că ne-a pus întrebarea că dacă patriarhul s-a născut la 1901, am căutat să vedem certificatul de căsătorie, dacă puteam să-l găsesc la părinților săi, să aflăm mai multe detalii despre părinții săi. Și împreună cu părinții cu care suntem în năsire, și de fiecare dată când mă întorceam de la arhive, le expuneam ceea ce găseam și împreună cu ei făceam un fel de investigație, am spune noi, polițienească, să găsim mai multe detalii despre patriarh. Atunci un părinte mi-a precizat că, cu siguranță, dacă s-a născut patriarhul la 1901, căsătoria părinților ar fi trebuit să aibă loc la 1900. Pentru că, cu siguranță, ei nu ar fi îndrăznit cumva să nască pruncul înainte de căsătorie. Și atunci, desigur că am luat dosarele de la 1900 și am depisat și actul de căsătorie al părinților patriarhului în Registrul Stării Civile pentru Căsătoriți la numărul 5. Și de care textul citesc acum. Din anul 1900, luna ianuarie, ziua 29, ora 2 după amiază. Act de căsătorie al lui Marin Ilie Marina, văduva, mai avea atașat încă un nume de familie, deci tatăl patriarhului, în vârstă de an 23, de religie ortodoxă, de profesie agricultor și locuitor în comuna Cernecești, sat Suiești. Născut în această comună la anul 1877, deci aflăm anul de naștere al tatălui patriarhului Slinian, fiu al domnului Ilie Marina Văduva, în vârstă de an 60, și al soției sale Constantina, în vârstă de an 45, ambii de profesie agricultori și locuitori în comuna Cernegești, care au fost de față și au consimțit. Așadar, am depisat și bunicii patriarhului Zdenian din partea tatălui său, anume Ilie Marina Văduva și Constantina. Mai departe dau citire și domnișoara Elena preotul Dumitru Dragomirescu, în vârstă de an 16, de religie ortodoxă, de profesie agricultoare și locuitoare în comuna de Joiu. Și cu această informație am aflat și despre mama patriarhului Stinian, am aflat din acest act de căsătorie și numele ei de fată, de familie, am aflat că, într-adevăr, era fiica acestui preot Dumitru Dragomirescu din comuna de Joiu și citesc mai departe. Născută în acea comună la anul 1884, fiica decedatului preot Dumitru Dragomirescu
și a soției sale Dumitra, în vârstă de 45 de ani, de profesie agricultori și locuitori în comuna de Jur. Așadar, atunci când mama patriarhului Stinian se căsătorea doar la vârsta de 16 ani, tatăl ei, preotul Dumitru, deja decedase, mai trăia atunci decât Dumitra, bunica, deci patriarhului Justinian. Actele preliminare sunt publicațiunile făcute fără nicio opozițiune în această comună și în comuna de Joiu, în duminicile de la 16 și 23 ianuarie curent, două procese de bale constatatoare de vârsta fiitorilor soți, formate conform articolului 56 și 57 din Codul Civil. Toate cele de mai sus le-am făcut în public, în casa primăriei și în fața ceruților pentru martori subsemnați. Desigur că va trebui să continuăm, să continui cercetările și să aflăm mai multe detalii, mai ales despre familia Preuții, care se trage patriarhului Justinian din partea mamei, dar cel puțin la această prezentare din ziua de astăzi, pentru că ar fi foarte multe noutăți de descoperit, mai ales în copilăria și informarea patriarhului Justinian, atâta cât am reușit să caut până la 1935, dar pentru ziua de astăzi am vrut să prezint decât aceste detalii bogate, semnificative și noi despre familia și părinții patriarhului Justinian. Vă mulțumesc! Pentru prezentarea și pentru noutățile pe care le-a adus la cunoștință și totodată nu putem să nu-l felicităm ca inițiator al acestei activități, al colocului de astăzi și nădăjduim ca și vom serva 50 de ani de la instalarea Părintelui Cascare să avem și la 50-a ediția colocului Patriarhului Justinian Marina. Mulțumesc! Invităm din nou Corada Preoților din Părperia Târgășani să intoneze, așa cum se cade, la final de eveniment, o rugăciune către Maica Domnului și voi intona Sfântul Maicii Domnului. După care, desigur, vă invităm pe toți la masă, în școala gimnazială, desigur, cu acordul și cu sprijinul doamnei director care se află aici. Și după aceea putem să mai stăm, să spunem, la discuții între noi, dar, deocamdată, mulțumim pentru răbdarea pe care ne-ați acordat-o în intervalul acesta de timp în care am reușit să ne încadrăm. Da, vom face și fotografii la final cu totul lucru. Să ne ridicăm în picioare, asistăm mai și Domnul, regii pe ei. Chapeau.
Viorel, la Dian Chelăscur, a venit special să și emisiunea se va da mâine de la ora 18 pe televiziune, vă rog. Da, și acum, și pentru albumul pe care noi vrem să-l păstrăm la mănăstire și pentru presă, să venim aici în față și să încercăm să ne așezăm cumva, cât mai profesional, să spunem, să facem o fotografie de grup. Mulțumim și domnului primar, care ne-a sprijinit cu toate încă de când s-a pus pe veria acestei mănăstiri și țin să-i mulțumesc personal pentru sprijinul pe care l-a avut din partea domnului primar atunci când am organizat Casa Memorială a Patriarhului Sfântean. A stat cu noi până la 12:01 noaptea și ne punea la dispoziție cele de care avem nevoie. Și acum l-aș întreba, când o să avem a 50-a ediție acestui colofiu, la al câtelea mandat va fi? Este o întrebare grea, simția voastră. Sper să ajung. Nu știu dacă nu am cum să ajung la 50-a aniversare a colofiului, dar Părintele Stareț am toată crederea că îl va atinge. Eu îl mulțumesc din toată inima că sunteți astăzi alături de noi în comuna noastră. Este o comună frumoasă. Avem marea bucurie să avem această sfântă mănăstire. În mod deosebit, țin să-i mulțumesc din toată inima mea domnului Lucian Smaranda, fiul acestei comune, care a făcut, face și pentru trup, dar face și pentru suflet. Și are tot respectul, este cetățean de onoare a comunii noastre și o mai așteptăm, pentru că împreună cu Părintele Stareț, cu Părintele Antim, o să mai facem activități la Căminul Cultural. Vă mulțumim din toată inima. Vă rog să poftiți aici, toți civili, poftiți aici. Haideți, doamnă, poftiți. Haideți, în fața la mine aici, nu în fața acolo. Părinte, vă rog să urcați pe el. Părinte, urcați și vă pe scenă, vă rog. Haide, domnul, haide și dumneavoastră aici, vă rog. Hai, amândoi, hai mai repede. Da, vă rog să fiți atent. Mai rămâneți, vă rog. O să stau lângă fosta mea de văd de la pădăruță. Deci tot pe lângă mine. Tot pe lângă mine. Acum nu vă uitați toți la mine. Spectatori, frumoasa localitate și istorica localitate după Valea Cernei, am asistat astăzi într-o organizare ireproșabilă. Și când vă spun acest lucru, vă rog să mă credeți ca un om de presă, un om de televiziune. Rar mi-a fost dat să văd în îndelungata mea activitate o asemenea organizare, un cadru de excepție. Iată, astăzi s-a vorbit despre marele nostru patriarh, Iustinian Marina, născut pe aceste meleaguri încărcate de istorie și legendă. Domnule primar, preacucernice părinte Stareț al mănăstirii, doamnelor și domnilor, iată, stimații mei, astăzi, așa cum spuneam în preambulul
discursului meu de deschidere a acestei manifestări în această frumoasă zi de început, de sfârșit de iarnă, început de primăvară, multă lume, cocheta și eleganta sală a Căminului Cultural din localitate s-a dovedit neîncăpătoare pentru cei care au dorit să participe și să ia cuvântul la acest eveniment cu o încărcătură istorică, religioasă, culturală, ieșită din comun. Aș vrea să mulțumesc, să vă mulțumesc, domnule primar, părinte Stareș, pentru modul cum ați organizat această manifestare. Vă asigur de întreaga gratitudine și întreaga apreciere a presei Vâlcene, în mod deosebit a posturilor de televiziune Etalon, dar și al ziarului nostru. Stimați telespectatori, vreau să vă informez cu această ocazie că în programul televiziunilor noastre această manifestare va găsi un loc bine stabilit și de mai multe ori să vedeți și dumneavoastră ce înseamnă o organizare. Plec de aici cu cele mai bune, cele mai sincere sentimente de apreciere, dar totodată am un moment în care nu pot să nu vă spun dumneavoastră, stimații mei și dragi telespectatori. Îmi pare rău că nu au participat la această manifestare, nu au participat câțiva dintre vâlcenii noștri care se bat cu cărămida în piept că pot să organizeze așa ceva și nu pot să, n-au organizat și nu se ridică la nivelul celor care s-au ocupat astăzi în această comună de organizarea acestei manifestări. Domnule primar, aș vrea să vă spun, părinte Stazi și tânăra directoare, o fost eleva mea, absolventă a liceului pedagogic cu note excepționale, vreau să vă invit în mod oficial la o emisiune de-a noastră sub genericul Vâlcea fără frontiere sau Mutare decisivă, cum vreți dumneavoastră să o numim, și să împărtășiți tuturor vâlcenilor noștri, tuturor telespectatorilor și de la postul de televiziune Etalon și din presa scrisă, modul cum dumneavoastră știți ca nimeni altcineva, și vă rog să mă credeți, cu mâna pe inimă vă spun, nimeni nu poate să organizeze așa ceva până la ora actuală. S-ar putea ca acest mesaj pe care dumneavoastră îl transmiteți prin modul cum ați organizat, prin conținutul materialelor pe care le-au prezentat cei care au făcut comunicările respective, să transmitem celor care doresc într-adevăr să organizeze astfel de manifestări, să ia model de la dumneavoastră. Pentru că, într-adevăr, ați demonstrat încă o dată puterea organizatorică pe care dumneavoastră ați prezentat-o astăzi. Este ceva deosebit de important. Vă ruga, părinte Sariș, să transmiteți salutul nostru de mulțumire, întreaga noastră gratitudine înalt preasfințitului părinte dr. Varsanovi, arhiepiscopul nostru, care, într-adevăr, odată cu instalarea dânsului în capul Bisericii Ortodoxe din această zonă a Vâlcii, așa cum ne place nouă râmnicelor să spunem, orașul, localitățile de sub munte, a știut să dea viață și să dea un nou curs Bisericii Ortodoxe din acest spațiu. Vă mulțumim foarte mult, primiți întreaga noastră considerație, inimile și sufletele dumneavoastră să vă fie încărcate de mireasma tuturor florilor de pe acest pământ. Doamne, mulțumim! Doamne, mulțumim! Doamne, mulțumim! Doamne, mulțumim!